O sfinte ierarhe Nifon, care în viața ta ai mijlocit îndeoseb pentru creștini și de fiecare dată Domnul ți-a împlinit rugăciunea, roagă-te și pentru noi, care te cerem acum în ajutor și tândim la dobândirea cererii tale. Precum odinioară te rugai pentru toți monahii care se aflau în ispită, acoperă-i și astăzi să nu piară pe calea pe care au ales-o. Ocrotește și familiile creștine și fă-le să înțeleagă că pentru păcatele părinților de multe ori suferă copiii, așa cum se spune în cartea vieții tale. Descoperă-ne și nouă să înțelegem că nu putem să biruim ispitele vieții dacă nu ne vom ruga cu evlavie Maicii Domnului să ne vină în ajutor. Am înțeles din pilda vieții tale că nu mai există cădere, există numai ridicare. Te rugăm cu inimă smerită să ne fii sprijinitor, să ne putem ridica mereu, să nu rămânem sub piatra grea și îngrozitoare a căderii, ca aflându-ne în ceasul morții, în ridicare, să putem invoca ajutorul Tău pentru a avea nădejde de mântuire și a ne învrednici și noi cu Tine de nespusele bunătăți, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.